Făgărășenii au acces gratuit la internet în mai multe zone publice din municipiu începând de astăzi. Primăria Făgăraș a finalizat instalarea 25 de echipamente în mai multe zone din oraș, după ce anul trecut a obținut o finanțare de 15.000 de euro de la Comisia Europeană prin programul Wi-Fi for EU. Am încercat să acoperim cât mai multe zone din municipiu, toate intrările și ieșirile din Făgăraș. Grantul a fost semnat în iulie 2019, iar furnizorul de echipamente și servicii de internet a fost desemnat o lună mai târziu, a declarat primarul Făgărașului Gheorghe Sucaciu. Localnicii și turiștii beneficiază de internet gratuit în următoarele zone. La intrarea în oraș, dinspre Brașov, pe noul teren de baschet din cartierul Tudor Vladimirescu, realizat prin bugetare participativă, în Piața Republicii, parcul din fața primăriei, în zona Casei de Cultură, la intersecția semaforizată din centrul municipiului, în zona Pieței Agroalimentare, în zona Poliției Locale, la Școala Gimnazială din cartierul Galați, la Clubul Elevilor de pe strada Doamna Stanca, la Spitalul Municipal Făgăraș, pe Stadionul Municipal și în gara CFR. Rețelele finanțate prin Wi-Fi for EU sunt gratuite, fără publicitate și nu colectează date cu caracter personal.